Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din Viața lui Găbiță. Vreau să vă spun că astăzi suntem la un majorat frumos și stați aproape de mine pentru că vreau să vă arăt această locație frumoasă. Mergem imediat să vă arăt și sărbătorita, dar pentru început sunt alături de formația mea. Vreau să vi arăt puțin pe băieți și alături de Luci. Luci, vino să cântăm și noi ceva cu țambalul ăla nou de la ai cumpărat acum. Vreau să vă și cânt ceva. Ceva live de aici, de la petrecerea asta frumoasă. Ceva live pentru voi. Ce cântăm? A rămas o melodie frumoasă în minte mai devreme. Să ne filmez mai de aproape să se audă. A rămas o melodie frumoasă de mare. E o melodie de tată, sol minor. Tăcuța-l meu și drag părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvint, pentru povețile de bine, pentru că ai făcut-o din mine. Tăcuța drag și scump părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvint, pentru povețile de bine, pentru că ai făcut-o din mine. Și auzi ce spune. Dragă tată, vreau să spun că asta că sunt un bun și cinstiți de cuvânt, datorită ție sunt. Dragă tată, vreau să spun că asta că sunt un bun și cinstiți de cuvânt, datorită. Pentru voi, în continuare mergem să căutăm sărbătorita, uite-o că am văzut-o. Vreau să te prezint puțin pe vlogul meu, cea mai frumoasă sărbătorită, pe această cale, încă o dată, ai mai spus și eu la mulți ani, să fie sănătoasă, toate visurile tale să-ți devină realitate. Ai ceva să le transmiți prietenilor noștri care se uită la noi? Să te asculte și să se uite continuare la tine, să fie cel mai bun. Mulțumesc, să fii sănătoasă. Mai e un loc frumos pe care vreau să vi-l arăt. Vreau să mă filmez, să arătăm și... Și dacă ne scufundăm... Încercăm. Nu mă, mai ușor, că se mici pe rog. Ia uitați, fraților, ce frumusețe de local. Și balta asta are frumusețe. Ia să-mi iau cătorin așa peste tot să se vadă. Uite și bărcuța acolo. Ai văzut? Frumoasă balta asta. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Nu uitați să dați like, share, subscribe dacă v-a plăcut. Cel mai important, apăsați clopoțelul pentru notificări. Până data viitoare, să aveți grijă de voi. Vă pup! Și să fiți sănătoși!